Medicii de familie nu vor mai acorda servicii de contate de Casa de Asigurări de Sănătate începând cu data de 3 ianuarie. Medicii au luat această decizie din cauza că nu au mai fost semnate actele adiționale de prelungire a contractelor de furnizare de servicii de asistență medicală primară încheiate cu casele de asigurări de sănătate județene, anunță Societatea Națională de Medicină a Familiei. Am ajuns în stradă în 15 noiembrie și din momentul în care premierul Mihai Tudose ne-a invitat să ne asculte problemele și am reușit să îi le spunem și ne-a dat dreptate public că tot ce spunem noi este adevărat, am sperat din nou în posibilitatea rezolvării lor. Atâta timp cât noi am încercat să rezolvăm și n-am reușit, prin toate formele posibile, amiabile și diplomatice. În acest demers avem susținerea pacienților noștri. În mod, ei știu pentru că sunt alături de noi și văd zi de zi toate încercările noastre de a-i ajuta. Medicii mai spun că principalele revendicări nu și-au găsit rezolvarea, iar cu excepția unor minime cosmetizări ale proiectului contractului cadru viitor, rezultatele discuțiilor purtate în ultima lună sunt doar promisiuni, amânări, prevederi echivoce, propuneri rămase în analiză și refuzuri nejustificate ale propunerilor organizațiilor medicilor de familie.